Sfârșit de săptămână sângeros la Hunedoara și Orășioara de Sus, acolo unde au fost semnalate două tentative de omor. La Hunedoara, în curtea unui mobil, un bărbat a fost lovit în cap cu un topor, iar soției victimei i-a aplicat o lovitură cu pumnul în zona capului. Scene cumplite au fost și la Orășioara de Sus, acolo unde, pe fondul unor neînțelegeri legate de relația pe care victima o are cu sora agresorului, a izbucnit un scandal, iar mai apoi un bărbat a fost înjunghiat cu un cuțit. În ambele cazuri, agresiunile s-au produs în urma unor conflicte izbucnite pe fondul consumului de băuturi alcoolice. Scene desprinse parcă din filmele de groază au avut loc la finalul săptămânii trecute la Hunedoara și Orășioara de Sus. Un bărbat a fost lovit în creștetul capului cu un topor în urma unei altercații pe care a avut-o cu agresorul său. Totul s-a întâmplat în noaptea de vineri spre sâmbătă în curtea unei clădiri din localitate ca urmare a unor neînțelegeri legate de conviețuirea într-un imobil. După ce l-a lovit cu putere pe bărbat, agresorul a lovit cu pumnul în zona capului și pe soția acestuia. Bărbatul, lovit cu toporul, necesită îngrijiri medicale de 15-16 zile. La Orășioara de Sus, victima a fost partenerul surorii agresorului, care s-a ales cu o plagă înjunghiată în zona abdomenului, lovitură ce i-a pus viața în pericol. Victima necesită acum îngrijiri medicale între 25 și 30 de zile. Conflictele au izbucnit potrivit reprezentanților parchetului de pe lângă tribunalul Hunedoara, după ce aceștia ar fi consumat băuturi alcoolice. Ambii agresori au fost arestați preventiv de către magistrații tribunalului Hunedoara.